Vreau să vorbim astăzi despre responsabilități. Și în primul rând afirm clar că este datoria mea de europarlamentar să răspund solicitărilor oamenilor, să răspund petițiilor pe care le primesc la cabinetul de europarlamentar. Așa am făcut până acum, așa voi face în continuare. Așa am procedat și în cazul Vlase. Nu am avut și nu am niciun interes personal în acest caz, dar am fost sesizată de doamna Vlase și de Asociația 21 decembrie. Folosirea dramei familiei Vlase, care a început, din păcate, din decembrie 1989, într-o campanie politică, este un lucru extrem de urât și extrem de dăunător politicii. Foarte pe scurt faptele. Fiul doamnei Vlase, familiei Vlase, a fost omorât în decembrie 89 și nici până în ziua de astăzi cei care l-au omorât nu au fost trimiși în judecată. Doamna Vlase, de astfel și domnul Vlase, au câștigat la CEDO un proces prin care s-a dovedit că procurorii nu și-au făcut treaba și nu au găsit vinovatul. Fiul doamnei Vlase, în decembrie 89, a fost autopsiat de un doctor legist de la Brașov, doctorul Sorin Iordache. Revenim la ziua de astăzi. În ianuarie 2012, domnul Vlase moare în spital în urma unei intervenții chirurgicale. Familia are îndoieli cu privire la modalitatea în care a fost tratat și sesizează parchetul din Brașov. La autopsie, familia cere să aibă un expert parte, care să asiste, nu să facă autopsia, ci doar să asiste, mai ales pentru că a constatat că același doctor legist, domnul Sorin Iordache, care autopsiase fiul în decembrie 89, era cel care acum autopsia tatăl. În aceste condiții, cred că oricine ar avea îndoieli cu privire la ceea ce urma să se întâmple. Îndoieli, pentru că știți că justiția trebuie să aibă și o aparență de imparțialitate. Ca atare, familia Vlase a cerut, doamna Vlase și fiica, domnul Murise, au cerut un expert parte și l-a fost refuzat. Pe scurt, o dramă acestei familii. Drama a ajuns la mine, am stat de vorbă cu doamna Vlase de mai multe ori, s-a plâns la cabinetul de europarlamentar, a sesizat Asociația 21 decembrie, care mi-a scris. Ca un om responsabil, ca un parlamentar responsabil, am preluat aceste cereri și le-am trimis la parchetul general, împreună cu referirile doamnei Vlase, evident, susținând tot ce susținea doamna Vlase și spunând că aceasta este cererea petenților. Chiar am precizat în această scrisoare către parchetul general că e bine pentru parchetul general, mai ales în acest caz în care și copilul suferise, și familia suferise prin omorârea copilului și nici până azi nu știm cine l-a împușcat, e bine să se facă dreptate într-un mod imparțial pentru familia Vlase. Nu știu câți politicieni din România ascultă de plângerile oamenilor și de glasul celor care se simt nedreptățiți. Eu una fac asta și să știți că am trimis multe sesizări la instituțiile statului tocmai pentru că sunt responsabilă și tocmai pentru că răspund la sesizările și la plângerile oamenilor. Pentru ei lucrăm în serviciu public. Folosirea acestui caz după atâta timp face parte dintr-o campanie de denigrare care a început împotriva mea. Nu mă plâng, am să o duc până la capăt. Sunt mult mai multe alte elemente ale acestei campanii de denigrare. Dar aș vrea să insist asupra acestui lucru. Poate că e neobișnuit pentru autoritățile din România, dar în toate statele democrate, un parlamentar național, un europarlamentar, deci cei aleși de popor, sunt obligați să dea curs celor care vin din partea oamenilor și să le trimită la autorități și să încerce să le rezolve, evident, pe căi legale. Nu am sunat niciun procuror, niciun judecător, nu-l cunosc pe procurorul de la Brașov, nu am vorbit cu procurorul general, deci toate aceste, cum să spun, invenții și minciuni s-au adăugat așa ca să crească o poveste care nu există. Repet, am acționat în mod responsabil, socotesc că am făcut foarte bine și voi face în continuare același lucru. Din păcate, solicitarea mea a fost atât de importantă sau, cum să zic, a influențat atât de mult justiția între ghilimele, încât n-a avut niciun efect. Cazul nu s-a transferat și cazul a rămas în continuare la Brașov.
Un al doilea subiect, tot despre responsabilitate, e vorba de afirmațiile senatorului PSD Dan Șova, care de un timp încoace afirmă că tatăl meu a fost, într-una emisiune spune, general de securitate, într-o alta am auzit spunând că a fost șeful securității Giurgiu. Foarte pe scurt, îi dau domnului senator Șova 48 de ore din acest moment să prezinte dovezi pentru aceste afirmații, care nu sunt declarații politice. Dacă în 48 de ore nu prezintă dovezi, îl acționez în judecată. Mulțumesc! Ce vreau întrebare, dacă îmi permiteți, în noul partid de Forța Civică au fost cooptați și oameni care au fost în PDL. Cum se pare? Unul dintre principiile existente în acest moment între criteriile de integritate este să nu se îngăduie traseismul de la o formațiune politică la alta din cadrul alianței. Dacă facem o alianță împreună, este firesc acest lucru. Cum vor evolua lucrurile mai departe, vom vedea. Este un principiu. De asemenea, și interzicerea traseismului politic, nu numai în cadrul alianței, este un alt principiu. Fiindcă m-ați întrebat de asta, sunt președinta acestei comisii de etică, lucrez la principii, sunt în formă finală, le vom trimite tuturor partidelor, formațiunilor din alianță pentru a le avea în vedere la stabilirea listei de candidați și le voi prezenta cât de curând public, probabil în câteva zile. De azi înainte, cu asta mă ocup, este cel mai important lucru, cu reforma clasei politice din România. Scopul meu și interesul meu este să reformăm clasa politică din România. În ceea ce mă privește, voi aplica cu strictețe aceste criterii și încep cu propriul partid. Credeți că vom avea procuror șef la Partidul General și la DNA până la alegeri? Nu discut aceste subiecte. Eu vreau să mă concentrez pe aceste subiecte care mie astăzi mi se par importante. O să le discutăm pe toate pe rând. Dacă nu sunt întrebări, mulțumesc!